Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Mizerie, comerț ilicit, indiferență față de consumatori. Sunt concluziile preliminare ale inspectorilor primăriei Iași. Verificarea piețelor vine în urma acțiunilor inspectorilor ANAF privind evaziunea fiscală. Mai multe amănunte aflăm de la primarul interimar Mihai Chirica. Am descoperit cu surprindere că tot mesajul pe care l-am transmis poliției locale în ultimele luni nu a fost deloc recepționat. În continuare se mai vând țigări în jurul pieței Nicolina și Alexandru cel Bun. În continuare, comerțul angro de la piața din Cug nu este în totalitate înregistrat. În continuare, sunt vânzători ambulanți care își desfășoară activitatea ilegal. În continuare, se mai vinde marfă pe genunchi. Pe scurt, indiferență, lipsă de responsabilitate pentru locul tău de muncă, niciun fel de grijă pentru cumpărătorul ieșan, cred că și un pic mai multă corupție decât prevede norma și toate plecate de la prostul management al acestor piețe. Primarul interimar Mihai Chirica a adăugat că acțiunea de monitorizare a piețelor se va extinde pe durata a 3 săptămâni, iar cei vinovați de proastă administrare vor fi sancționați. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a stabilit amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgențe de la Iași. Este vorba de terenul propus de Primăria Municipiului Iași în zona complexului comercial ERA. Primăria Iași va monta mai multe radare fixe în puncte cheie din municipiu. Primarul Mihai Chirica a prezentat astăzi aceste radare, menționând că vor fi montate în zone unde s-au înregistrat mai multe accidente rutiere. Zonele respective vor fi monitorizate și printr-o rețea de fibră optică pe care o vom extinde acolo unde nu există sau ne vom conecta într-un sistem existent de la operatorii de fibră optică. Informațiile vor fi gestionate de către poliția locală. Scopul este unul singur, reducerea vitezei de deplasare pe segmentele în care există tendința de a depăși viteza legală și unde au fost accidente, unele dintre ele soldate cu victime. Matematicianul Solomon Marcus, membru al Academiei Române, a murit ieri în vârstă de 91 de ani. A publicat peste 50 de volume în România, traduse în mai multe limbi din Europa și nu numai, și aproximativ 400 de articole în reviste științifice sau de specialitate. Lumea te sărbătorește în funcție de vârsta cronologică. Marcus a întâlnit 90 de ani după calendar. Pot să fiu în multe privințe mai proaspăt, mai tânăr decât unul care cronologic este mai tânăr. Mi se pare că aici este principalul secret al unei vieți care se reîmprospătează mereu. Cumințenia pământului va fi noua achiziție a statului român, lucrarea lui Constantin Brâncu, și va fi cumpărată cu 11 milioane de euro. Cel mai bine plătit român a câștigat anul trecut 16,3 milioane de lei, echivalentul la 3,6 milioane de euro din colectarea deșeurilor nepericuloase. Un șofer român a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de către justiția franceză pentru neplata taxei de autostradă de 267 de ori. În Suedia s-a deschis un magazin fără angajați, care pe deasupra mai funcționează și non-stop. Magazinul nu are nici măcar portar. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.